cea mai puternică dinastie. Ultima descendentă a familiei a fost Anna Stuart. Aceasta a murit fără urmași. De aceea, la tronul Marii Britanii a venit George Louis, care a domnit sub numele de George I alături de soția sa, Sofia Dorothea. Suntem cea mai puternică familie. Niciun război nu ne-a învins. Sunt George I, primul rege al Marii Britanii și al Irlandei. Am fost prinț elector al Sfântului Imperiu Roman. Sunt primul fiu al lui Ernest Augustus. Sunt cel mai bun în vânătoare și în pescuit. Sunt Sofia Dorothea de Hanovra, regina Marii Britanii. În urma unei înțelegeri între părinții noștri, am devenit soția vărului meu, George I. Iubesc ceaiul de la ora 5 și seratele. Sunt prințul de Saxa-Coburg și Gotha. M-am născut pe 26 august 1819, iar împreună cu soția mea, Victoria, avem 9 copii. Activitățile mele preferate sunt vânătoarea și echitația. Am fost regele Marii Britanii timp de 21 de ani. Numele meu este Victoria Alexandrina de Hanovra și sunt regina Marii Britanii, a Indiei și a celor 28 de colonii britanice. Sunt ultima descendentă a familiei mele și am avut cea mai lungă domnie, 63 de ani și 7 luni. Această eră este numită Era Victoriană. Sunt Charlotte de Mecklenburg-Strelitz. Am trăit în secolul al XVIII-lea, sunt regina Marii Britanii și soția lui George al III-lea, legatul Unit, și am locuit la casa Buckingham. Sunt patrona artelor, botanist amator și am ajutat la fondarea Kew Gardens. Sunt George al III-lea, rege al Regatului Unit. Am trăit între anii 1760-1820. I-am înfrânt mereu pe francezi, inclusiv pe marele meu rival, Napoleon. Îmi iubesc soția, ador să o invit la vals și sunt un bun strateg. Șahmat. Mă numesc Prințesa Marie-Louise de Hanovra. Sunt fiica cea mare a Prințului de Hanovra, Ernest Augustus, și stră-strănepoată a regelui George al III-lea. Sunt adepta rochilor lungi, iubitoare de cultură și eleganță. Poate vom pierde o bătălie, dar vom câștiga războiul! Uman! Suntem Hanovra și vom învinge!